basketul n-a mai semnat totul pentru mine. Adică a intervenit altceva. Și uh, da, mi-a schimbat complet prioritățile. Uh, și da, normal că încă iubeam basketul și nimic ne regulă cu asta. Dar a intervenit ceva și ceva mult mai mare decât basketul și a intervenit Dumnezeu. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la Prisme! După cum vedeți, în producerea acestui episod nu o filmăm în studioul Crosoan, pentru că și eu, precum foarte mulți dintre voi, sunt în izolare cu COVID. Episodul acesta am apucat să-l filmăm înainte de a intra în izolare și în seara aceasta aveți ocazia să-l cunoașteți pe fratele meu, Sabin Cârstoveanu. El este omul din spatele camerelor de la Crosoan, este omul care editează audio și video această emisiune. Face foarte multe lucruri pentru lucrarea de la Crossan Radio. Are o este foarte frumoasă și sunt convins că vă veți bucura să îl cunoașteți, să aflați mai multe lucruri despre el, lucruri pe care poate nu le-ați știut, cum ar fi că este multiplu campion național, este multiplu participant la campionate europene și altele. El are o emisiune, Beat of Worship, pe care o puteți auzi miercuri seara la Crossan Radio sau joi dimineața. Cred că multe lucruri din povestea lui vor fi o încurajare pentru voi. Cred că vă veți regăsi în anumite aspecte și sper ca și episodul acesta să fie spre slava Dumnezeu, spre încurajarea voastră, spre întărirea voastră și să vă bucurați de el. Vă las să-l cunoașteți pe Sabin și vă mulțumesc că sunteți aici alături de noi. Ai emoții? Sunt varză. <laughs> da. De ce? Um, nu știu. Din spatele camerelor e un pic mai lipsit de emoții. Ție nu pot să zic bine ai venit în studioul Crosoan că ești aici 10 ore pe zi. Da, bine a venit pe fotoliu ăsta e prima dată. Zine ne ce faci tu la Crosoan atâtea ore pe zi. Wow. Um, uh, cum ziceam, sunt în spatele camerelor și te filmez pe tine și pe colegi. Um, pe partea de social media, postări, chestii de genul ăsta, um, și o misiune. Bit of worship, nu-i fac reclamă acum. Poți să-i faci. <laughs> deci, dacă doriți să ascultați misiunea mea, în fiecare miercuri de la 8 seara pe E bine? Ce, ce auzim acolo? Um, pe după cum îi spune și numele despre worship, dar specific despre închinarea prin muzică, uh -huh. um, pune melodii vorbind despre ele. Cam, cam asta e. Cum ai ajuns să, să te implici în lucrarea asta la radio? Nu ai sub nicio formă un trecut în media sau în tehnologie, să zic? Nici o treabă. Um, partea de media în care aveam cât de cât legătură era fotografia. Și asta m-a pasionat și încă mă pasionează de ceva timp. Um, și... Da, pe pandemie am început să fac niște filmulețe pentru biserică. Biserica noastră, odată cu pandemia, a început să se dezvolte și în direcția asta, că până atunci nu aveam nicio treabă cu online-ul. cred că toate bisericile ar trebui să se adapteze în felul ăsta. A, clar, da. Unele aveau deja, dar puține. Iar mm -hmm. pandemia, pot să zic că a ajutat în direcția asta. A, și țin minte că prima, primul serviciu a fost unul cu telefonul, apoi cu o cameră veche și apoi am primit un super echipament uh, pe care am început să-l folosim noi acolo și s-a pus întrebarea cine vrea să implice la cameră, am spus, mă, eu cu foto, cameră, e altfel de cameră, dar hai că merge. Și așa am învățat un pic de video, am început să facem niște podcasturi uh, uh, cu niște întrebări, diferite astfel de, cum să le zic, serii de mesaje. Și așa a început pasiunea mea, iar la radio am fost chemat M-am rugat și am zis da, <laughs> cam așa. Lucrezi la radio full-time și în timpul liber ești și student. Uh, da, da, cât de cât. Acum, acum câteva zile erai <laughs> extaziat că ai trecut ceva examen economie, nu știu uh, ce era. Da, da, uh, nici nu mai știu exact cum se numește materia, uh, cum se numea. E, e, înseamnă că ai învățat foarte mult pentru materia asta. Uh, da, am învățat în dimineața respectivă, mi-am pus eu ceasul la 5, dar uh, am dat snuz și m-am trezit mai târziu și am învățat în uh, econometrie. Uh, și da, am fost surprins că am trecut. Uh, nu mă implic foarte tare pe facultate, uh, dar am încercat în dimineața respectivă să prind un pic materia, ce înseamnă ea, anumite principii și ai examen online. Nu aveam foarte mari așteptări, dar uite că poți să treci un examen uh, și așa, <laughs> nu recomand, dar uh, se poate. Acum 10 ani, nu cred că ți-ai fi imaginat vreodată că o să lucrezi la un post de radio creștin, că o să fii la facultatea de marketing, la ASE. Ce făceai acum 10 ani? Da, sunt mulți ani, dar acum 10 ani uh, cam basket. Uh, asta era principalul lucru pe care îl făceam. Evident că eram în școală și toate cele, dar... Uh, nu aveam prea multe în cap în afară de basket. Um, am început la 6-7 ani să joc și evident că primii ani sunt ok, vezi dacă îți place sau începi ușor-ușor, dar a început destul de brusc totuși cu meciuri și campionate. Și da, deci acum 10 ani aveam aproape 13, deci eram destul de, destul de implicat acolo și doar asta vedeam. Adică mi-aș fi imaginat că o să joc până am rupt picioarele sau se întâmplă ceva de genul ăsta, 30 plus 40 dacă pot. Da, doar asta vedeam atunci. Viața ta, și eu fiind fratele tău, văzând din interior, pot să certific. Timp de 15 ani a fost caracterizată aproape în mod exclusiv de basket. Cum ai ajuns la, ok, un hobby, o pasiune, o mare plăcere, dar tu ai dus-o la un alt nivel. Cum ai ajuns la stadiul ăsta? Um, pe a început doar că, doar pentru că îmi plăcea. Adică te-am văzut pe tine, doi verde -ai noștri, Marc și Timi jucau și mă, vreau și eu că îmi place la oamenii ăștia. Și țin minte că am vrut de la șase ani să mă duc și chiar am mers la uh, antrenoarele tale. Și uh, ele au zis că lasă mai bine să aștepte încă un an să... Să înceapă și școala și atunci când începe școala să înceapă și basketul și uh, din cauza asta, <laughs> zic din cauza, dar uh, a trebuit să fac un an de karate și da, am petrecut un an în sala de karate, uh, nu știu unde e dar uh, da, a început așa ușor, ușor, ușor și ulterior, după ce a devenit mai serioasă treaba... Antrenoarele respective m-au trimis la altă echipă Unde pregăteau Un lot mai puternic Sau care să meargă la campionatele naționale și toate cele După care Cu toată echipa pe care am format-o acolo Ne-am mutat într-un alt loc La 15 ani Și da, deja devenise Profesionist Treaba În sensul că Eram toți în școală Și Uh, antrenorul nostru încerca să planifice antrenamentele în funcție și de școală. Acum, asta e o problemă să zic în, part în, în Europa comparat cu ce în state, că acolo îi combină școala cu sportul. La noi trebuie să le faci separat, pe amândouă, în 99% din cazuri, probabil. Și așa am ajuns să am antrenamente la 9 seara. Uh, uneori ne mai punea și dimineața, înainte de școală. Deci, dacă începeam la 8, noi la 8 trebuia să fim la școală, aveam antrenamente la 6 sau. Sigur, am avut și la 5. Uh, deci, da, treptat, dar. Uh, na, mi-a plăcut foarte mult. Foarte mult. Deci, numai asta aveam. Da, chiar părea că numai pentru asta trăiești la momentul respectiv. Acum, ca să lămurim o treabă, vorbim despre a practica basketul la nivel profesionist. Ai, ai jucat în liga profesionistă de basket masculin, ai mers în cupele europene cu echipa de club. Ai fost în lotul național de multe ori, ai fost la campioate europene. Um, nu știu dacă toți, dar foarte mulți băieți, când sunt mici, și și eu inclusiv, visăm să fim atleți profesioniști la un moment dat. A, și atlet, nu mă refer numai la practica atletismul, ci la orice sport. Nu știu, ne uităm la televizor, vedem staruri, fotbaliști, hmm. alergători și alte, alte sporturi și ne dorim să fim atleți profesioniști. Uh, Îți doreai asta când erai mic? Adică credeai că poți să devii profesionist la un moment dat sau încă nu te gândeai atât de departe? A, da, clar. Visul meu era să ajung în NBA. Adică țin minte că în 2009 m-am uitat prima dată la meciuri noaptea de NBA. Uh, pentru că voi țineați cu Boston, țineam și eu cu Boston și Boston ajunsese în final și, zi, și am zis mă, hai să mă uit la ăștia că poate acum câștigă și să-i văd și eu și să celebrăm. Și aveau 3-2, finala NBA se joacă până la 4 meciuri câștigate, 4 din 7, și le-au pierdut, le pierdut pe ambele. Uh, și m-am uitat la ambele și am văzut pierzând și. Da, n -am... dai da seama că a fost un pic trist, n-a câștigat Boston, n-a câștigat Lakers, Kobe uh, dar acolo visam. Deci. Uh, și cred că majoritatea copiilor care joacă basket visează să ajungă în NBA și cred că pot, știi? Ulterior m-am mai trezit un pic, am zis, ok, Europa, merg în Europa și tot așa, știi? Adică visul era mare. Eu acolo visam, acolo voiam. Și părea că merge spre o direcție bună. A la un nivel foarte înalt în România. Da, cu siguranță nu spre MBA, dar spre nu. o direcție bună. Da. Adică, <laughs> probabil că spre Europa ai fi putut să țintești. Tot parcursul ăsta al tău prin sportul de performanță, a avut foarte multe părți negative și o să vorbim și despre ele, dar sunt absolut convins că au fost multe părți bune. Hai să începem cu astea, să pornim într-o notă optimistă. În primul rând, să te întreb, și eu fac sport, nu la nivelul la care l-ai făcut tu, nu am ajuns niciodată să, să mi se cânte imnul național înainte de o cursă sau înainte de un meci sau pe un podium. Ție ți s-a cântat imnul național de foarte multe ori mai ales în cupele europene cu lotul național, cum este să, să stai acolo și să auzim. Toți, mai ales poate la vârsta noastră, criticăm România, uh -huh. de multe ori pe bună dreptate, nu România ca entitate, ci uh, unii conducători, unii politicieni, dar în asemenea momente nu ai cum să nu fi emoționat până aproape de lacrimi și să dai la o parte orice nemulțumire și să, și să fii mândru de țara ta. Cum e? E, e tare și emoționant uh, Țin minte, la început uh, Chiar vorbeam între noi, mă, hai să cântăm Și mie mereu mi-a plăcut să-l cânt, știi? Stăteam acolo cu... Cred că puneam mâna pe inimă, nu mai știu uh, Așa, intrusem patriotic Dar uh, ne plăcea Și, na, era o Atmosferă interesantă, știi? Adică, mă, nu mai scria Numele clubului pe mine Acum scria România, reprezint ceva Și e, e mișto E foarte tare și Uh, ne-am făcut inclusiv uh, un fel de haka, cum au ăștia de la Noua Zeelandă. Ne făcusem noi semnele noastre și... Na, interesant, interesant, știi? Parcă e alt nivel, alt nivel. Joși toată, na, tot anul în țară la tine cu oamenii pe care îi știi, aceleași echipe, joși din nou cu ele, din nou, din nou, din nou, în fiecare an și... Dar în vară mergi la lot și... Na, vezi echipe din Europa, e altceva, alt nivel eu, mama, tata um, și la ultimul lot și Sara, te-am urmărit prin toată Europa când aveai campionatele astea europene și eram foarte mândri. mergeam prin orașele respective, prin țările în care se țineau campionatele cu, cu tricoul mai eu, cu Cristoveanu pe spate, cu steagul României, în culorile României și eram mândri să Fim un, un mic manifest uh -huh. pentru țara noastră. Uh, cum, sunt curios cum e cum e percepută țara noastră în lumea basketului, că nu se întreb despre lumea sportului în general, că nu ai avut uh, contact cu, cu sportul uh, în afară de basket. Dar când intrai într-un astfel de campionat și la hotel interacționai cu alte nații și uh, la antenamente, cum erai perceput ca, ca român? Acum, în. Toate campionatele la care te referi tu, cu excepția unuia, noi am jucat în divizia B a campionatului european. Adică echipele de la locul 17 în jos. Primele 16 joacă în, în A, în uh, campionatul A și noi jucăm în B. Uh, acolo na, eram văzut ca, ca toată lumea. Adică și chiar aveam șanse știi, să câștigăm, noi mereu ne doream, îți dai seama că voiam să luăm unul mereu. Și să ne calificăm în cealaltă grupă, dar nu e nimic diferit acolo. Pentru noi era ceva diferit, pentru că veneam dintr-un context complet altfel. Adică, timp de o lună sau o lună jumate, cât dura cantonamentul pentru pregătire, stăteam în <laughs> nu cele mai bune locuri. Te um, refer la cantonamentele din țară Din țară, da, de pregătire în vederea campionatului uh, Adică ne antrenam în... ok, sălile erau ok, dar hotelurile în care suntem erau oribile uh, Și nu se investea deloc pe partea asta um, Ca să-ți dau un exemplu, la campionatul de 18 ani, de sub 18 Cu o săptămână înainte să plecăm în Estonia 5 din 12 plus un antrenor a intrat în toxinfecție alimentară. Adică mă, noi trebuie să ne pregătim pentru niște meciuri și nu mai avem cum să ne antrenăm, că ce să facem, șapte oameni, știi? Uh, și apoi brusc te duci acolo și ne uitam, băgam în noi toate mâncărurile de le -o găseam acolo hoteluri frumoase, complet altă lume, știi? Uh, la campionatul A, ca să revin la întrebare, acolo a fost complet altceva, ne simțeam un pic outsideri, pentru că dai de Spania, de Grecia, de Israel. Bine, cu Israel fusese și în B, dar acolo a fost un pic alt nivel. Ne, eram un pic outsider. Acolo ai interacționat cu Luca Doncici, care acum e superstar în NBA. Uh, nu, Luca n-a fost atunci. Eu n-am jucat contra Luca. Am jucat contra jucători care acum sunt în NBA, acolo. Uh, Creji, de la Oklahoma. Am jucat contra el. Mă, bun! Foarte tare juca omul. Dar n-aș fi zis că acum o să mă uit la el și îl văd să jucând la echipa mea preferată. Wow! <laughs> și am jucat contra ei, Adică... Da, e interesant. Ziceai de condițiile destul de neprielnice de la, din cantonamentele din țară. Știu că de multe ori aveai două antrenamente pe zi, poate între ele aveai și o ședință de forță la sală. Era un stil de viață foarte obositor. Era sustenabil? Cum, cum, adică făceai asta zilnic? apoi un weekend aveai de plasare, următorul weekend aveai meci acasă, apoi arăși șase zile de antrenamente, a șaptea zi meci și tot așa. Te referi la campionatul intern? La campionatul intern, mă, când îți dorești atât de mult lucru ăsta, să devii mai bun și mai bun și mai bun și să excelezi, te acomodezi. Adică, da, dificil. Clar, dificil și... Dar eu nu-l vedeam așa de dificil pentru că îmi plăcea foarte mult și Uh, în sensul ăsta, da, am renunțat la multe și nu mi-a fost greu să renunț, pentru că asta îmi doream, îmi doream să joc toată ziua, uh, să devin mai bun și să îmi fac treaba cât mai bine. adică. Pentru mine și <coughs> pentru mulți alții care te cunosc când de aproape, ai fost și ești un exemplu de dedicare, cum se spune așa, până la sânge. De multe ori te duceam la antrenament și te uh -huh. luam pentru că nu aveai permis atunci și chiar după ce ai avut permis n-ai avut mașină, până când ți-am dat eu mașina. Yes. Uh, și uneori erai puțin enervant, pentru că mă puneai să te duc la antrenament cu jumătate de oră, o oră înainte și mă puneai să te iau cu jumătate de oră, o oră mai târziu. Adică erai, cum se spune, primul în sală și ultimul care ieșea. Și asta spune multe despre cât ai dăruit sportul estuia ok, am înțeles, îți plăcea foarte mult, iubeai sportul ăsta, voiai să ajungi cât mai departe, dar ce alimenta dedicarea asta până la a sacrifica 9, 10, 11 ore pe zi acestui sport și, și a tot ce implică el și forță și deplasări și toate lucrurile? Într-un fel, atunci când sunt pasionat de un domeniu, tin să dau tot ce pot pentru domeniul ăla și acum da, era basketul și e un lucru pe care mi l-a spus antrenorul meu și na, o să-mi rămân acolo în cap, adică e o memorie frumoasă. Nu mă consider că am avut foarte mult talent la basket uh, și na, acum când merg pe stradă nu sunt mic față de restul lumii, știi? Dar pe un teren de basket sunt mic față de ceilalți și el mi-a zis vezi că ai dezavantajul ăsta? Asta înseamnă că trebuie să fii cel mai bun la restul. Și am vrut să fiu cel mai bun la restul. Uh, țin minte, dacă găseam un timp liber, știu că la un moment dat aveam câteva ore distanță între liceu și antrenament, căutam să găsesc sală liberă, să merg să fac aruncări, înainte să merg la antrenamentul echipă, adică vreau cât mai mult, știi? Și simțeam că pierd, simțeam că pierd, uh, nu știu, timp sau lucruri pe care pot să le învăț dacă nu folosesc timpul la liber pentru asta. Nu se pare că... <coughs> E foarte ușor să devină o obsesie deconstructivă. Există o limită peste care dacă să spunem că treci, o limită ok, nu foarte concretă, dar e o limită care să spunem că demarchează pasiunea și dedicarea și după care să spunem că e ceva deja uh, nociv pentru un astfel de atlet. Da, nu știu care e limita. Uh, și nu știu dacă am depășit-o sau nu. Adică am avut oricum un timp scurt <laughs> În care am putut să o depășesc um, Dar e ideea asta, știi Că trebuie să muncești Mai mult decât ceilalți Și asta te mânează, știi Să faci toate lucrurile astea Că dacă era ușor mă, Toată lumea o făcea, știi Dar uh, poate Știi, dacă eu nu fac aruncările alea în ziua respectivă Altul le face Și eu pierd prin faptul că el le face, știi Cam, cam asta te conduce, um, nu știu exact care e limita, cred că e destul de fină între să-ți faci treaba bine, și, dar într-un fel nici nu știam cât de bine fac, pentru că nu atinsesem încă nivelul de pro, profesionist, în sensul de ligă Națională, să, ok, ajung cu oamenii ăștia și acolo văd de fapt cât de bun sunt. La juniori muncești ca să ajungi întâi acolo și de asta muncești cât mai mult ca să ajungi acolo și, da, nu știu exact care e limita Ok, da. apoi ai ajuns la seniori, ai ajuns uh, în Liga Națională, ai jucat în polivalent, ai jucat în săli cu, cu mii de oameni. De multe ori, dacă dădeam drumul la Digisport, nu 1, 2, 3, <laughs> că basketul la noi nu prea e pe Digisport 1 sau alte televiziuni numărul 1, poate pe 2, pe 3, dar totuși este difuzat. Dacă dădeam drumul, te vedeam acolo. Um, e, e o presiune să nu dezamăgești pe cei care te privesc Probabil că erai convins și conștient că toată familia se uită la televizor dacă nu puteam să fim în sală, dacă erai în deplasări, că se uită poate colegii tăi, că se uită o țară întreagă la meciul ăla, poate nu jucai tu 35 de minute din 40, dar cât timp intrai pe teren simțeai presiunea asta de a nu dezamăgi? Uh, da, nu știu exact dacă să nu vă dezamăgeți pe voi, vă ați fost mereu super mândri de tot, uh, dar simțeam presiune să fac când intru pe teren să fac tot ce trebuie bine. Uh, și asta cred că era presiunea ca să pot să merg și mai departe. Știi? Ca să pot să câștig mai multe minute, ca să pot să joc mai bine, să impresionez poate pe antrenor. Știi? Um, da, nu neapărat să dezamăgesc, cât uh, să demonstrez. îți spuneam că ai dus pasiunea asta la extrem și ai fost un exemplu de dedicare, ai făcut foarte multe sacrificii. Odată ce te-ai apropiat de basket, automat te-ai depărtat de alte lucruri nu poți fi Clar. nu poți fi implicat 100% în, în foarte multe domenii uh, și în primul rând cred că basketul te-a depărtat uh, într-o oarecare măsură de, de, Dumnezeu de relația cu Dumnezeu, de biserică uh, poate în mod inconștient ai depărtat prin faptul că nu mai aveai timp să dedici legături uh, legăturii cu biserica, cu alții oameni credincioși, cu, cu Dumnezeu. Ai de depărtarea asta așa, progresivă sau cum, cum s-a întâmplat? Da, în sensul că na, crescând în biserică știam cum e în biserică și mereu am fost acolo prezent, dar odată ce a intervenit basketul și a crescut pasiunea asta, toată atenția mea acolo era, știi? Um, și da, cred că progresiv am uitat de Dumnezeu și de partea asta. Um, nu neapărat că basketul în sine ar fi ceva rău, dar pe pe mine, prin faptul că atât de sus îl puneam în prioritățile mele, adică maxim cât se putea, uh, restul lucrurilor au scăzut sub uh, și da, Dumnezeu a devenit un lucru foarte mic pentru mine pentru că eu asta vedeam, vedeam basket uh, și eu însumi am făcut basketul să devină un astfel de lucru, știi, prea mult uh, pentru mine și prea mult din mine era acolo. Deci, într-un fel, e vina mea, dar basketul, da, cum a, a contribuit la asta. Se spune că locul unui creștin nu ar trebui să fie într-o echipă de sport profesionistă. Personal, nu pot să fiu într totul de acord cu, cu afirmația asta, dar tot auzim locul ăsta, și nu pentru că ar fi interzis să faci sport, ci pentru că există riscul ăsta ca atașându-te prea mult de echipa respectivă. <coughs> atașându-te prea tare de sportul respectiv, ne mai având timp liber, te, te depărtezi ușor-ușor de, de Dumnezeu. Poate să, să spun așa în ghilimele, să supraviețuiască un creștin într-o echipă de profesionistă de sport? Clar. Uh, și eu am auzit lucrul ăsta, adică e, cred că frecvent auzit, și e fals. Adică eu, eu consider că un creștin poate fi în orice domeniu, cât timp domeniul ăla nu îl obligă să păcătuiască. Și în basket nu păcătuiești. Basket în sine nu e un păcat. Și de-abia am participat la a, un fel de conferință, întâlnire, în care mă, eu am avut gândul ăsta. Cum poți să faci totul pentru Dumnezeu? Adică, cum poți să joci basket pentru Dumnezeu? Că basketul îi aruncă o minge și în Biblie ni se zice că trebuie să faci totul pentru Dumnezeu. Cum stă treaba? Aruncă o minge pentru Dumnezeu? Și acolo se vorbea despre faptul că uite, în... Geneza, Adam, avea două chestii de făcut în grădină. Unul să relaționeze cu Eva, o avea pe Eva, și doi, să o îngrijească, să îngrijească de ea. Practic, spunea oamenii ăștia să-și să manifeste talentele, să se îngrijească de ea, să le dea nume și toate cele. Și, într-un fel, dacă o faci în modul corect, orice talent pe care îl ai poate fi făcut pentru Dumnezeu și basketul poate fi făcut pentru Dumnezeu și de asta consider că, mă, un creștin, da, poate fi în basket. N-a fost pentru mine cazul ăsta. Uh, poate o să povestim mai încolo, Eu am renunțat la basket. Dar uh, este un pericol uh, așa cum a fost pentru mine, uh, dar uh, el în sine nu-i ceva rău. da tu îl tu poți face ceva rău, dar el în sine cu siguranță nu e rău și uh -huh. cred că e nevoie de creștini acolo și sunt creștini și acolo. Sunt Mulți creștini în fotbal profesionist, da. în Champions League îi vedem, în NBA, în handbal vedem mulți în tenis care sunt uh, creștini, să zicem așa, exprimați, adică îl manifestă pe Domnul Isus, îi vedem se roagă înainte de meci, au interviuri în care îi de Dumnezeu pentru fiecare victorie și așa mai departe. Ok, ai spus că basketul în sine nu este un păcat, clar nu este. Sportul în sine nu este un păcat, clar nu este, dar nu putem ignora faptul că te poate pune în anumite poziții în care să păcătuiești da. sau în anumite poziții de vulnerabilitate. Um, ai trecut prin astfel, de, prin astfel de momente? Da, știi, uh, cum vorbeam până acum, din start, faptul că poți spune sportul mai presus de orice, asta e direct o greșeală, știi. Și pe lângă asta, poate e un stil de viață care te conduce să faci anumite greșeli în stil de viață, alegeri nepotrivite. Uh, deci trebuie avut grijă, dar ca în orice alt domeniu. Adică cred că oriunde poți interacționa cu persoanele. Ca să te citez, ai zis că poți interacționa cu persoanele. Evident că în orice domeniu putem. Uh, pentru tine, în sport, care au fost câteva, să spunem, niște probleme cu care ai interacționat mai, mai mult decât ți-ar fi plăcut sau decât ar fi fost sănătos pentru tine? Uh -huh. uh, Acum, nu e strict legat de basket, dar ai a influențat și el. Um, foarte ușor te poți duce în stilul ăla de viață, știi, să le încerci pe toate, să mergi prin cluburi, să diferite petreceri, știi, să ieși pe afară noaptea în oraș și toate cele. Adică e, ți se pare interesantă uh, viața aia și, da, eu m-am dus încolo, asta e una mare pe care am făcut-o, știi? Și că... Bonescă într-un fel și simți nevoia să te relaxezi după o, o, zi în care 10 ore ai făcut efort fizic și ai făcut antrenamente și pe drumuri și probabil că de asta e foarte ușor ca noaptea să zici în sfârșit, acum sunt liber, mă duc într-un club, mă duc să, să beau, să mă relaxez. Da, și se pare fan. Adică, da, sau câștigi un campionat, ieșim toți și ne facem praf. Adică, da, e bine un risc aici și m-am dus ușor încolo. În ce sens te-ai dus încolo? În sensul că mă, am început să beau, am început să ies prin cluburi și foarte ușor chestia asta a devenit uh, o chestie frecventă. Uh, da, nu doar cu colegii de echipă, dar cu oricine reușeam, ce de la liceu sau... Și, da, n-au fost ei o problemă, adică ce, eu voiam să fiu acolo. Uh, și, da, cum spuneam, a devenit frecventă. Adică de-abia așteptam, știi, să termine săptămâna și să merg în club sau să câștigăm un campionat, păi gata, mergem toți. Sau, uh, în sensul ăsta, știi? Ca să înțeleagă și cei care ne ascultă, nu e numai problema că mergeai în club, adică eu știu asta, pentru că de multe ori eram acolo, o, duceai și lucrul ăsta într-o extremă, și anume că consumai atât de mult alcool încât uh, trebuia să te aducă alții acasă sau... Da, foarte mult Adică, da, am dus-o departe rău de tot Așa, ca să dau niște exemple Da, cum spuneai, te-au sunat colegii Să îi ajuți să măcare pe scări Sau Tu știi că tu cu mama Ați șters sânge după mine Pentru că călcasem în cioburi Sparte de mine Sau o nebunie de asta Sau m-am trezit după nu știu câteva ore Pe un trotuar Fără adida și în picioare Că mi-e luase cineva Și fără portofel Uh, da, și uh, am, aveam telefonul, nu știu cum am plătit, nu știu, nu știu exact sau dacă aveam și portofelul, habar n-am Dar în sensul ăsta, foarte ușor m-am dus acolo și aveam tendința asta să beau foarte mult uh, Nu aveam foarte mulți bani, așa că mergeam într-un parc lângă club, că e destul de scump să bei în club, să te întreții acolo Mergeam, luam de la Mega, băgam în parc și apoi în club mai întrețineam eventual, știi? dar deja mergeam varz în club. Și da, făceam asta aproape mereu când mergeam, știi? Voiam să îmi pierd mințile, să, <laughs> să beau foarte mult. Părea o viață la care mulți adolescenți sau copii visează, cred. Sportiv de performanță, mm -hmm. multiplu campion național de 7, 8, ori în, pe podium național, făcând ceea ce iubești, la un moment dat ai ajuns să fii și plătit pentru a face ceea ce da. iubești, anume basket, noaptea cu prietenii în cluburi, părea un stil de viață super, cum ar gândi unii. Iar ai fericit? Mă, pare foarte atractiv. Uh, și foarte atractivă viața asta. Uh, și cred că, într-un sens... Cred că noi toți căutăm ceva, știi? Caut să fim plinit, știi? Și poate lucrurile astea, basket, cluburi, distracție, ești plătit să faci ce-ți place, basket, uh, e atractiv, dar clar nu eram fericit, știi? Credeam că sunt, sau credeam că așa o să găsesc fericirea. Uh, na, nu, am dus-o neapărat în umbrela asta filozofică, știi, că îmi caut fericirea, dar cred că într-un anumit sens asta caut, știi, să fii împlinit, să fii bine, să fii uh, uh, fericit, satisfăcut și nicio treabă. Deci uh, am făcut asta de multe ori, uh, am jucat foarte mult basket, am băut foarte mult, de foarte multe ori m-au cărat alții și m-au dus acasă și, uh, erau și au ajuns și ei îngrijorați pentru mine, <laughs> adică nu doar voi. Și ei care făceau același lucru, da, dar da. cu mai multă moderație decât da, tine. Da, sigur. Da. Și niciun fel de împlinire. Deci ai crede că e ideal. Știi? Toate lucrurile de pe lumea asta le aveam. Ok, nu câștigasem la lot-o poate asta lipsea. Dar, mă, e... Pare mișto, dar deloc, deloc. Adică, din potrivă. Spui lucrurile astea acum cu o maturitate căpătată ulterior. Da. La vremea respectivă, niciun semn de astfel de maturitate. Cum ai ajuns să conștientizezi lucrurile astea nocive pentru tine? Mă, le-am făcut, le-am făcut, le-am făcut, dar faza e că în toate momentele astea eu aveam lucrul care era cel mai important pentru mine, adică aveam basketul, știi? Și asta îmi dădea o, oarecare siguranță, adică îmi întrețineam starea, știi, prin faptul că orice s-ar întâmpla, eu încă joc basket, încă sunt ok, uh, n-are ce să se întâmple, știi? Era un rezort emoțional, cum, cum se spune în, în psihologie, un... Uh coping mechanism, adică orice s-ar fi întâmplat, a doua zi tu era în sală și acolo te simțeai ca acasă, nu? Da, da, adică deși eram foarte atras de partea asta, vreau să beau, să ieșim, n-a fost o obsesie asta, știi? Obsesia mea era basket, rămânea în continuare, dar am, am adăugat treaba asta care mi-a dăunat destul de tare și am realizat treaba asta când am ajuns într-o echipă și prima echipă din Liga Națională în care am jucat, unde, într-un anumit sens, mi s-a luat basketul. Um, în sensul că nu jucam, stăteam foarte mult pe bancă, se comportau foarte urât cu mine și dintr-o dată, băi, stai așa că ceva nu e ok. Um, s-a făcut un click, băi, nu-s ok și am, de acolo și psihic și în toate modurile am luat în jos, știi? Pentru că am pierdut lucrul ăla, care pentru mine era, ai zis, resort, refugiu, numește-l cum vrei. Și spui că ți s-a luat în sensul că nu jucai în, în meciurile oficiale. În rest, antrenamente făceai la fel, sală de forță făceai la fel, colegii erau foarte ok, nu? Era o echipă profesionistă. În sfârșit, ajunsese să-și să ai un contract, erai plătit pentru asta. În ce sens spui că ți s-a luat basketul? Mi s-a luat în sensul că eu eram obișnuit cu modul în care eram noi organizați la juniori, munceam, derupeam și apoi eram răsplătit în sensul că jucam. Am ajuns acolo... Am început să muncesc la fel de mult, mereu am muncit mult și brusc, mă, nu, nu mai joci. Uh, inclusiv la antrenamente, adică și la antrenamente uneori stăteam și mă uitam. Uh, și da, colegii erau foarte ok, inclusiv uh, uh, Andrei, colegul meu, adică mi-a fost foarte de ajutor, știi, să-l am, să-l am cu el în cameră, adică... Vorbim despre Andrei Mandache, o da. le legendă a basketului românesc. Da, 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 a fost foarte benefic partea asta cu mine, dar pe partea de conducere a antrenor a fost groaznic și cum s-a comportat cu mine fostul meu antrenor de la juniori e prietenul meu, adică pot să-l sun acum și să ieșim la o cafea. Acolo am ajuns în situația asta în care mă, parcă muncești, dar nu mai primești ce meriți, știi? Parcă sunt mai multe lucruri la mijloc acolo. Nu le pasă la fel de mult cum le păsa sau spre deloc. Ai dat piept cu realitatea, cu lumea asta a sportului profesionist care nu e sub nicio formă prietenoasă, mm -hmm. și ai realizat că poate nu e locul tău acolo? Da, uh, a fost anul ăsta groaznic despre care ți-am spus la echipa asta. Uh, am încercat să fug, în sensul să mă mut la alte echipe, am încercat să merg la alte echipe, dar uh, nu s-a putut. În ultimul moment, nu s-a putut, sau s-au răzgândit ceilalți, sau. Uh, și am încercat încă un an să, să schimb locul. În sensul că poate era locul ăla de vină, știi? Uh, schimb locul, joc la altă echipă, m-am dus la echipa aia și am încercat din nou. <laughs> Dar nici acolo n am mers așa cum așteptam. Și ți s-a luat refugiu lucruri pentru care ai muncit aproape 20 de ani din viața ta. Uh, cum, cum, se, cum simți când ți se ia podeaua de sub picioare și uh, realizezi brusc că tot ce ai clădit în anii ăștia începe să să se șubrezească și să, să se clatine. Deci mă simțeam efectiv gol. Deci, gol, nu mai aveam nimic. Știi bine că acasă eram într-o ceartă continuă. Deci mă certam cu mama, nu știu, la zilnic, nu știu cât de des. Și n avem chef de nimica. Știi că sunt un om căruia îi place să sară de bucurie, să se manifeste, să facă diferite lucruri, știi? dar mă n-aveam chef de nimic, aveam, eu voiam să intru în cameră, să stau să mă închid. adică nu mai voiam nimic, niciun contact cu nimeni. Um, și na, nu eram ok. e foarte ușor să te ascunzi cu o față mai zâmbitoare, știi? Și era un moment în care eu mă ascundeam, știi? Și glumeam și eram poate normal. Dar în interiorul meu era varză. Era o haos total, deci uh, nu e un sentiment frumos. Um, dar, într-un anumit sens, a fost benefic pentru mine. Bănuiesc că ai început ușor-ușor să-ți dai seama că ți-ai clădit încrederea sau ți-ai pus încrederea și ți ți-ai clădit fericirea și împlinirea pe un lucru foarte trecător. Pe un lucru care astăzi este. Astăzi ți ți oferă un contract la o foarte mare echipă din România cu bani mulți meritați și mâine nu, nu mai ai nimic mine toată fericirea asta uh -huh. dispare, totul încă este acolo, toate elementele, echipa, banii, antrenorul, colegii, totul este acolo, dar nu mai găsești tu fericirea în, în lucrul ăsta. Uh, ai văzut că fericirea clădită pe lucruri de genul ăsta este, este trecătoare. Uh, de ce spui că a fost benefică. Schizma asta dintre tine și basket. Ce, la ce a dus ea mai departe? Mă am încercat să scap din situația asta, din primul an, primul an la care mă refeream. În sensul că am zis, ok, e echipa problemă, o să caut să îmi mut echipa, o să vorbesc cu agentul, hai să ne mutăm. Să prinzi un contract, un transfer la altă echipă, nu? Da, că poate echipa aia o să fie complet altfel, adică, na, și o să revin la cum voiam eu să fiu de fapt. Uh, și spunea o echipă că mă vrea, dar într-un final nu s-a putut. Apoi, din nou, am vorbit. Altă echipă a vrut să mă ia. A, nici acolo nu s-a putut. Am încercat să scap prin, poate inclusiv prin lucrurile despre care vorbeam. Mă, ok, încep să, încep să mă distrez cu alcool și toate astea. Poate lucrurile astea o să-mi schimbe starea. bă, nu mi-au schimbat-o. <laughs> N-am reușit nici așa. Și nu mai găseam soluție. A, efectiv, deci voiam să scap. A, devenise o presiune foarte mare pe capul meu. În sensul că, băi, ceva nu e ok cu viața mea. Adică, Bă, nu mai trăiam cum trebuia, nu, nu mai trăiam, știi, trăiam fizic, dar eu pentru asta trăiam, ca să joc basket și să îmi găsesc împlinire aici, dar brusc, bă, nu. Și am încercat toate modurile în care puteam să scap, știi, și la un anumit punct, ceva mi-a atras atenția, încă mergeam la biserică, de multe ori mergeam după o noapte petrecută în club, adică haos total, dar mergeam, știi, am păstrat treaba asta, care a fost bună. Și la un moment dat mi-a tras atenția ceva, de la un grup de casă, un lucru pe care l-am auzit de enori, mergând foarte des la biserică și în copilărie fiecare săptămână, să citim din Biblie și să ne rugăm săptămâna asta. Dar am mai auzit asta, o știu, e bună, dar în ziua aia a... S-a prins beculețul. Spus, mă, Hai să fac și eu asta. Și eu m-am dus acasă, și m-am pus pe genunchi, și am zis lui Dumnezeu, doamne, arată-mi, că ăsta e modul prin care eu pot să scap din starea asta. Bă eram disperat. Deci, <gri> efectiv, asta era disperare pentru mine, pentru că nu mai nu reușeam, și starea despre care vorbesc a fost uh, destul de lungă, știi? Adică aproape tot sezonul respectiv. Adică aproape un an. Da, da, da. Și nu mai puteam, deci ceva era, era presiune foarte mare pe mine, voiam să fiu împlinit, știi? Și nu reușeam. Și m-am rugat, Doamne, arată-mi dacă eu așa pot să scap de treaba asta. Și am început să fac lucrurile alea, pe care le-am auzit toată viața. Am început să mă rog să citesc din Biblie. Și, păi, din săptămâna aia, eu pace ca atunci, nu știu dacă am simțit vreodată. Sunt sigur că nu mai simțisem până atunci. Păi, incredibil. Ce, poate să facă o rugăciune și de fapt Dumnezeu -mi, ascultându mi rugăciunea. Adică, băi, le-am încercat pe toate. În ultima instanță mă duc la Dumnezeu. Doamne, te rog, arată-mi că poate cu tine reușesc, nu știu. Nu cred că eram foarte conștient de ce fac. Și am zis, Doamne, arată-mi. Păi, mi-a arătat. Deci săptămâna aia, fai. Nu se schimbase nimic la echipă. Erau aceleași lucruri. Păi mergeam altfel. Uh, antrenamentele, tot, s-au schimbat. Și mi-am dat seama că e ceva acolo, e ceva putere acolo, nu e doar așa, poate un fapt, știi, m-am pus eu să citesc, să mă rog, să spun vreo rugăciune. Băi, Dumnezeu prezent acolo, care lucrează și uh, nu mai știu exact în ce zi, dar în săptămâna aia m-am pus pe genunchi și am zis Doamne, eu așa vreau să trăiesc. Și așa trăiesc de atunci. Ce-a schimbat asta în viața ta de atlet profesionist? A adus a vreo modificare în modul în care Priveai sportul în modul în care te raportai la colegii tăi la, la slujba asta de atlet profesionist? Brusc, basketul n-a mai semnat totul pentru mine. Adică a intervenit altceva. Și uh, da, mi-a schimbat complet prioritățile. Uh, și da, normal că încă iubeam basketul și nu nimic ne regulă cu asta. Dar a intervenit ceva și ceva mult mai mare decât basketul și a intervenit Dumnezeu. Și am realizat Mă. Eu acum încep relația cu Dumnezeu. Adică. Nu a fost doar așa o intervenție supranaturală, nu. Toată viața mea s-a schimbat de acolo, din momentul ăla, știi? Tot, complet. Limbaj, muzică, ce să zic de alcool, nu am. Alcoolul în sine nu e o greșeală, știi? Dar lucrurile pe care le făceam și îmbătatul și cluburile și toate astea, sunt nasoale și. Nu că nu le-am mai făcut. Și asta e un lucru. Știi, periculos, știi, creștinismul nu e un set de reguli. Adică, brusc mi-am pus în cap, uh, nu mai fac asta, nu mai fac asta, nu mai fac asta. Nu, nu e așa. Brusc nu mi-au mai plăcut, știi, pentru că m-au atras alte lucruri. Adică, nu mai aveam niciun chef să merg acolo sau să fac lucrurile astea. Uh, asta înseamnă intervenția lui Dumnezeu, de fapt, știi? Mi-a schimbat întreaga minte, întreaga gândire. Nu că au apărut brusc niște seturi de reguli. Nu, nu e vorba de seturi mm. de reguli, știi? Dar mi-am mi -am găsit plăcerea la ceva. Deci, relația asta cu Dumnezeu pe care îți doreai să o începi, nu îți dicta faptul că trebuie să te lași de basket? Nu, în niciun caz. Nu. Doar că ai realizat că îți găsești mult mai multă plăcere și fericire în altă parte. Da, și practic că o găsesc. <laughs> Pentru că din momentul ăsta a mai durat relativ puțin până când ai spus complet adio basketului. Da, da, am mai jucat un sezon. Uh, și <laughs> chiar uh, voiam foarte mult să rămân acasă, știi, să nu plec la o, o echipă din deplasare și m-am rugat să merg la o echipă din București, de fapt de lângă București. Și acolo am ajuns. M-a sunat într-o zi managerul acelei acele echipe și acolo am ajuns, știi? Adică, na, uite, am jucat un an basketul ca creștin și creștin nu cu numele, și creștin având o relație personală cu Domnul Iisus. Și totuși, de ce după ce domnul ăsta te-ai lăsat? Părea că poți să o faci. Ai reușit să ai un sezon mai liniștit? Ți-ai găsit oarecum pacea la echipa asta? S-au purtat mai bine cu tine? Să uh, conducerea? Uh, erai aproape de casă? Reușeai să-ți faci așa programul zilnic? Să ajungi și la, și la, biserică și la, la antrenamente? Totuși, de ce te-ai lăsat până la urmă? Uh, da, a fost mult mai bine aici și sunt conștient de faptul că indiferent cum ar fi fost, oricum eu aș fi fost mai ok uh, în orice cadru. Și în continuare, oriunde aș ajunge, cred că clar poate fi dificil. Dar uh, cât îl am pe Dumnezeu cu mine și îl am, <laughs> el nu se duce nicăieri. E ok. Și spre finalul sezonului sau spre finalul anului respectiv, um, și eu, când povestesc asta, de ce m-am lăsat de basket, spun trei lucruri. Uh, așa, trei domenii le împart eu. Unul, mi am pierdut plăcerea de a juca. Și spuneai că a fost mai bine, dar nici acolo n a fost excelent. Uh, omenește vorbind, uh, din punct de vedere al basketului și toate cele. Mi-a dat seama că, ca în orice domeniu, sunt multe lucruri prin spate, poate, știi. Și și acolo mi se părea că muncesc și la fel. Că timp. nu ești răsplătit. Da, da, într-un fel da. Uh, și așa sunt multe locuri din, din țară, sunt și excepții foarte frumoase. Dar... Bine, așa e toată lumea și în Biblie spune că în vremurile din urmă lumea va fi în felul ăsta. Nu e ceva neapărat specific doar României, nu? Da, da, dar m-a făcut să conștientizez lucrurile astea și într-un fel mi s-a luat. Mm -hmm. Și asta, într-un fel mi-a pierdut plăcerea și asta a început procesul ăsta. Uh, ca eu să mă las de basket. Și apoi celelalte două locuri... Uh, a fost așa, unul, familia, și m-a gândit, uh, mă, e un program dubios, știi? Dubios, uh, în sensul că... Solicitant. E, uh, solicitant, da. Și nu-ți permite să uh. să îți planifici sau să-ți programezi alte lucruri, nu știu, ieșiri, vacanțe, concedi, nimic. Uh, clar, da. Uh, toată viața, cred că nu o să uit că tu și cu prietenii noștri ați fost în Sri Lanka fără mine, că eu n-am putut să fiu, că avea meciuri sau antrenamente, meci, nu mai știu. Uh, da, da, într-un sens, da am vrut să renunț la toate lucrurile astea dar apoi am conștientizat că mă, nu cred că mi-ar plăcea să am programul ăsta uh, nici în familia actuală, adică sunt încă la părinți dar nici când o să am eu familia mea uh, mi-ar plăcea să poate să investesc mai mult în asta decât aș fi putut să fac fac jucând basket și apoi biserică uh, eram destul de dezamăgit că pierd anumite lucruri, că nu pot să merg în anumite lucruri cu oameni de la biserică și îmi doream foarte mult treaba asta, îmi doream să fiu acolo, prezent, mereu, să mergem, să facem, dar eu nu puteam, pentru că nu-ți permiți să lipsești de la antrenamente, nu există așa ceva. După aproape 20 de ani de făcut lucrul ăsta zilnic, îmi pare dramatic că într-o zi să zici gata. Cum ai trecut prin, prin procesul ăsta? A fost, a fost ceva brusc? Ai spus de astăzi nu mai au fost mai un set de... A fost o serie de decizii care te-au condus către punctul ăsta final și cum se simte din, 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 scaunul ăsta de a spune gata unei cariere clădite timp de 20 de ani? Mă, acum când zici 20 de ani o să creadă lumea că am 40 de ani. <laughs> <laughs> nu e <-i> chiar așa? <laughs> Da, Zic nu -am 20 născut. fiind, nu știu, 17, 16... Da, da cred că vreo 14, dar... Uh, <laughs> da, nu m-am născut chiar cu mingea în brațe, aproape. <laughs> uh, deci, pe parcursul sezonului, celui de-al doilea în Liga Națională, cum povesteam, am început să mă gândesc. Cred că pentru prima dată am început să mă gândesc mă, poate renunț. Uh, și era o premieră în viața mea să renunț la basket, wow. Și încet, încet a început să se mărească gândul ăsta în mine și ok, am început să mă gândesc. Uh, ce pot eu să fac pe lângă basket? Și am început să vorbesc despre asta și chiar o prietenă de noastră de familie m-a ajutat în direcția asta să-mi descoper ceva nou pe care pot să-l fac pentru că <laughs> nu știam că pot face și alte lucruri. Și la momentul respectiv ai, ai dus basketul la extrem în sensul că ai renunțat chiar și la facultate. Ai avut un an în care nu ai ales nicio facultate ca să poți doar să joci în lega profesionistă. Da, da, și eram conștient că, mă, ca să joc basket n-am nevoie de facultate. Uh, adică, de ce să o fac? Că îmi ia din timp. Nu că facultatea e ceva rău în sine, dar ca să fiu 100% aici, de ce să mă duc? Și da, doi ani n-am fost la facultate, un an am fost înscris, dar m-am dus două zile în tot anul, deci putem să spunem că n-am fost. Uh, da, pentru că mi-ar fi luat din timp și nu, eu vreau să joc basket. Și în momentul ăla am zis, mă, ok, ce pot să fac? Asta era deja, uh, era chiar în timpul sezonului. Adică uh, am început să mă gândesc, ce fac? Ok. Și da, s-a amplificat gândul ăsta că pot să mă las. Uh, tu spui că a fost, da, pare foarte dramatic, știi? Uh, Mâncești 14 ani și într-un fel, dacă mă gândesc acum, parcă e un pic dramatic, dar pentru mine n-a fost. Efectiv, deci n-am simțit nimic. Uh, na, mi-a curs așa foarte ușor cred că, de la sine. Cred că a ajutat faptul că nu te uitai neapărat la ce lăsai în urmă, ci la lucrul către care mergeai, nu? Da, da. Așa și profesional, mi-am descoperit atunci ceva în care pot să mă implic. Adică n-am, m-am lăsat și ce fac acum. Dar, nu știu, am avut o pace foarte mare și nu pot să spun decât că, mă, eu cred că Dumnezeu asta a vrut, știi, de la viața mea. Cum spuneam, nu cred că este cazul tuturor, uh -huh. dar pentru mine asta a fost și uh, faptul că am fost atât de liniștit renunțând la ceva pentru care am muncit 14 ani, uh, eu sunt destul de ok că am făcut ce trebuie. La vremea respectivă ne povesteai că ai simțit clar că lauzirea lui Dumnezeu în direcția asta nu a fost doar un gând al tău, te-ai rugat mult pentru decizia asta, ai simțit cum Dumnezeu te călăuzește să renunți la baschet, și să cauți altceva și mi se pare foarte frumos și interesant ce îmi povestea la vremea respectivă. Ți s-au oferit ocazii să joci la 3 la 3 în anumite, în anumite campionate de, să spunem, amatori, mai, mai, mm. uh, mai de fan, așa, niște campionate care te plimă prin toată lumea, sunt, finalele sunt prin China, prin, prin, prin Statele Unite. La un moment dat, s-a dat ocazia, poate, să, să fie antrenor, dar tu ai spus atunci că nici nu vrei să auzi de astfel de oportunități, îți retragi licența de la, de la Liga Profesionistă ca nu cumva, la un moment dat, în viitor, să fii spitit și să zici, ok, mă întorc. Da, nu cred că m-aș mai fi întors, în sensul că dacă trece un anumit timp. Mă, deja e da, prea multă pauză. Îți, îți pierzi f forma fizică, nu? Da, și imediat atunci când deja luasem hotărârea, mi s-a oferit oportunitatea să joc poate la echipa la care mă cred că orice sau majoritatea românilor visează, adică cei mai frumoși fani din lume. De Despre România. ce e pe vorbim? Sibiu. Sibiu. Adică acolo, bine, acum e pandemie și nu pot să fie toți dar când joacă cu sala plină și... Sunt 10.000 de oameni care strigă până Răgușesc, Sibiu. Da, nu e atât de mare sala, dar faptul că e eu o eu umplu uh -huh. și jumătate din tribună este uh, numai cu oameni îmbrăcați în galben și cântă non-stop, deci oamenii ei nu se opresc. Acolo e vis, deci e vis și uh, da, am avut oportunitatea să merg acolo uh, chiar pentru un antrenor uh, pe care îl apreciez foarte mult și uh, spun asta pentru că petrecusem o vară cu el la un lot național și a trebuit să-l refuz, din păcate. Adică, da, era atractiv, clar era atractiv și, într-un fel, m-am gândit, mă, poate, dar nu, pentru mine e altceva în față și am mers spre lucrurile care erau în față. Și, da, nu mi-a fost dor, nu mi-a fost dor de asta. Când am realizat eu că, de fapt, mă, mie mi dor de basket, nu e chiar așa, a fost vara trecută în care am fost antrenor într-o tabără creștină sportivă și acolo am, am, avut o seară în care am jucat cu tineri de acolo. Uh, liderii, tinerii, toți ne-am adunat și am jucat basket. Și într-un fel voiam să fac anumite lucruri. Mintea mea voia să fac niște lucruri, dar memoria, muscle memory nu mai voia să facă. Știi, nu mai știau mușchi. <laughs> și acolo mi-am dat seama, mă, mie mi-e dor. Nu te mai credea nimeni că ai fost jucător în liga. <laughs> mă, știau povești, știi? <laughs> Din povești era <laughs> ceva. <laughs> O să poți să mergi peste 50 de ani în parc și o să se uite toți la tine ca la o legenda basketului să zică ăsta a jucat în, în liga. Ai zis că nu, că n-ai regretat. La un moment dat a început da. să-ți fie dor normal. Ai renunțat la ceva ce ai făcut atâta timp. Mă gândesc atât de mult ai dedicat acestui sport, atât de mult ai investit. Poate fi văzut ca o, ca o investiție pierdută. Până la urmă nu ai câștigat mare lucru din basket, ai câștigat ok un salariu timp de două sezoane, nu te-ai îmbogățit din asta. O vezi ca o, pe o investiție pierdută sau crezi că basketul și tot parcursul ăsta te-au modelat și te-au ajutat să crești și să ajungi omul care ești acum? Cred că la un moment dat au fost gânduri în direcția asta, știi. Pentru că mă pierzi teoretic vorbind, mă pierzi 14 ani din viață, adică bă, tu ai lucrat pentru asta. Dar uh, acum sunt conștient și sigur că nu, și nu cred că Dumnezeu a făcut greșeli în direcția asta, în sensul că uh, el clar m-a dus pe drumul ăsta cu, cu motiv specific și uh, am învățat multe, uh, poate multe lucruri de care nu sunt conștient, de la muncă, dedicare, uh, oameni pe care i-am cunoscut. Uh, nu, și inclusiv treaba asta și investiția în sport m-a deschis către lucruri de care uh, vorbeam mai devreme. Pot merge într-o tabără, să fiu antrenor, să-i învăț pe alții despre asta și în același timp să fiu o mărturie, să povestesc despre Domnul Isus. Dacă n-aș făcut basket, ce căutam în tabăra aia? <laughs> să-i învăț ce? <laughs> n-am ce. Uh, nu cred că a fost o greșeală uh, și încă aștept să văd unde mă mai duce treaba asta. Ai zis că un factor care te-a determinat să începi să te gândești mai profund și să-ți reconsideri afecțiunea și uh, atașamentul față de basket a fost uh, dorința unei relații cu Dumnezeu, cu biserica, cu o comunitate de credincioși și ai spus că la început a fost ceva șocant, ceva ce nu mai simți niciodată. Sunt curios dacă după ceva ani, că au trecut ceva ani de atunci, încă e la fel de atractivă uh, chestia asta, dacă încă te atrage așa de mult relația asta cu Dumnezeu, relația cu prietenii de la biserică, Evident că sunt perioade în care na, avem cu toții perioade mai proaste, dar uh, aș putea spune că mă, e posibil să fie mai atractiv acum. Adică descoper mai multe lucruri despre Dumnezeu și aflu lucruri pe care mi le vorbește el și învăț și cresc în relația cu el și, păi, e o chestie pe care o să o învăț toată viața. Știi, nu e o chestie, ok, Dumnezeu ți-a schimbat viața, te simți bine și după aia nu se mai întâmplă nimic. Mă și viața cu Dumnezeu e plină de bucurie. Adică scopul nu e să fii tu fericit, dar apropiindu-te de el, este fericire și el asta vrea de la noi și își dorește să trăim o viață plină de fericire și mă, pot să zic că sunt fericit și mă bucur. Uneori vine să chiar să mor pe pereți de fericire. Adică sunt și momentele astea în care vin să mă exprim complet. Nu este despre asta neapărat, în sensul că sunt oameni care pot fi fericiți și fără să sară în sus dar uh, nu, e o viață foarte entuziasmantă și vreau mai mult, mai mult, mai mult Pentru că mi se pare foarte important asta și am, am amintit mai devreme de lucrul ăsta, cum timp de 15 ani ți-ai pus uh, să ți, spune, ți pus fericirea pe tavă înaintea sportului și ai zis hai, te rog, împlinește-mă mm. și a fost fericire acolo mult, multă vreme poate până la un moment de maturitate când ți-ai seama că nu e chiar așa Da, cred că o fericire limitată da, Omenescă. superficială, poate. Da, da. Ce s-a schimbat apoi este că ți-ai pus în crederea și ți-ai clădit fericirea și bucuria pe Dumnezeu, care nu se schimbă. Spune în Biblie că Dumnezeu nu se schimbă. Basketul și sportul sunt niște lucruri extraordinare și știm atât de multe povești cum sportul îți poate schimba viața în bine. Poate aduce atât de multe lucruri bune, dar totuși este ceva făcut de om. Este ceva omenesc. Da. Este ceva care se schimbă. De azi pe mâine poate să schimbe sau poate să dispară. La fel cum apar lucruri extraordinar de bune, noi, la fel dispar alte lucruri. Și este ceva totuși făcut de om, da, cum am spus. Atunci când încerci să-ți găsești fericirea în ceva făcut de om, și ok, poți să-ți găsești bucuria în ceva făcut de om, dar dacă fericirea, ca lungă durată, este acolo, um, e foarte riscant. Dacă îl pui pe Dumnezeu în centrul fericirii tale, riscul ăsta nu mai există, nu? Da, mă regăsesc foarte, foarte mult în ce zici. Și uh, chiar și acum mă chinui să înțeleg lucrurile astea. Chiar am avut o experiență frumoasă în direcția asta. Poate pare mică, dar pentru mine a fost ceva în care am înțeles mult despre domeniul ăsta, dar, dacă vrei povestim după. Uh, atunci când uh, îți cauți împlinirea în ceva ce faci tu, uh, Mă, o să dai greș orice ar fi. Deci suntem atât de imperfecți și și eu, mai ales eu, uh, mereu o să dai greș, știi? Uh, o să dai pe lângă și brusc fericirea ta scade. Nu mai ești fericit. Apoi faci ceva bine? Ok, îmi găsesc împlinirea în, în asta, mai greșesc o dată, mai dau în bară, faci, am făcut, sunt dezamăgit, nu e ok. Și eu tind spre treaba asta, știi? Am o parte în mine care caută să fie poate perfecționistă, știi? Adică vreau să fie totul la liniuță, știi? Și ok, sunt mulțumit de ce am făcut. Dar tot o să dau în bară și o să devină nasol pentru mine. Dar atunci când fericirea mea este bazată în Dumnezeu, în ce este El, în ce sunt eu în El și ce îmi promite El în Biblie și în cuvântul Lui, ce a făcut pentru mine, ce face și ce va face, ce îmi promite că va face pentru mine, păi asta e incredibil. Și, cum spuneai, Dumnezeu nu se schimbă și nici promisiunile astea nu se schimbă. Și asta e wow și dacă îți găsești fericirea în asta, poți să eșuezi mult mai confortabil, să zic. Adică o dai în bară și e ok, trebuie să te întorci de la treaba aia. Dar fericirea ta nu mai depinde de asta, mm. știi? De ce faci tu, de perfecțiunea ta mm. care nu există de fapt. Da, vedem asta de multe ori la oameni care au atins un anumit nivel de performanță. Vedem la sportivi, de performanță, superstaruri, vedem la actori, muzicieni, oameni care au ajuns la superlativ. Mai sus nu există nimeni. Uh, unii spun mai sus de ăsta nu mai e decât Dumnezeu. Uh -huh. E cel mai bun în ce face. Îi vedem ani și ani pe televizor, pe, pe, la filme, la orice, îi vedem cum duc totul la superlativ și da. sunt, sunt niște zei în domeniile lor și brusc aflăm Că toți anii ăștia s-au confruntat cu depresie, cu anxietate, cu sindromul acesta al impostorului, când ei, de fapt, credeau că nu fac nimic bine, uh -huh. credeau că eșuează lamentabil în fiecare zi, chiar dacă, nu știu, făceau filme care uh, făceau milioane de, de dolari, câștigau campionate mondiale, și, a, brusc, a, aflăm de la ei că, că nu se fericiți. Da. Și foarte mult vedem asta și în sport. Da, da. Eu n-am ajuns la nivelul ăla, știi, dar. Pentru nivelul la care am fost eu de copil și tânăr, teoretic eram foarte împlinit, știi? Aveam super multe pentru ce. Pentru perioada a vieții tale era superlativul. Da, da. Pentru mine, pentru un tânăr și copil jucând în România, bă, era foarte tare să câștigi campionate pe bandă, să ajungi la loturi naționale, asta însemna tot, știi? Dar mai ales pentru oamenii ăștia te uiți în sus și, mamă, oamenii, da, cum spuneai, trebuie să fie cei mai fericiți din lume. Dar. Nu e chiar așa, știi. Um, n-ai cum, n-ai cum să-ți găsești fericirea în ceva ce faci tu, pentru că vei eșua de fiecare dată. Am văzut treaba asta și o înțeleg. Și o înțeleg inclusiv aici, lucrând la radio. Și experiența de care spuneam mai devreme la radio, adică nu e ca și cum eu am înțeles treaba asta, gata, eu sunt ok, îmi bazez totul în Dumnezeu, nu e chiar așa, știi. Vorbesc ca un om care a înțeles un pic din lucrurile astea și continuă să... Să exerseze. Exact, exact, știi? Să exersez în a nu m -a mai baza pe mine, ci să mă bazez pe el, pentru că atunci când mă bazez pe el, mă bazez pe ceva sigur, că el nu se schimbă și e adevăr și nu greșește. Și experiența de care spuneam, uh, na, e recentă și uh, de-abia începusem emisi emisiunea care i-am făcut reclamă mai devreme și în seara respectivă trebuia să o difuzăm ele încă sunt în reluare și urma să o editez, știi? Să pun totul la, pun la punct și mă, nu suportam să-mi aud vocea. Deci nu, dădeam de laptopul la minim ca să nu mă aud. Efectiv, nu-mi plăcea, nu suna bine, nu. Și apoi lucrurile pe care le spuneam, mă, nu sunt coerente, nu e ok, nu mai vreau să o pun. Deci am fost foarte aproape să nu mai pun uh, emisiunea la radio. Ce și deja o și... anunțasești. Da, era deja anunțat, era pe Facebook, știa lumea. Și am zis, mă, nu, refac totul, refac formatul, iau invitații, mă gândesc eu la altceva. Și știu că v-am trimis ție, uh, sarei soția ta, sau cumnata mea, uh, mamei și uh, ați început să mă încurajați. Voi doi ați început să o și ascultați și <laughs> tu ai fost un pic mai dur, mi-ai zis, bă, bagă în cap. Și și Sara mi-a scris mult timp, mi-a scris multe mesaje și Mă. Ok. M-a încurajat. Hai că poate o pun. Și eram foarte dezamăgit în ziua, asta, în ziua asta de care îți povestesc că se întâmplau mai multe uh, și altceva, și un hard mi se stricase, pierduse multe date prin el. Uh, deci era oribil, o zi oribilă, știi. Uh, și am zis, ok, o pun. În seara aia urma să pregătesc o nouă emisiune, în sensul să o înregistrez pentru a fi difuzată ulterior și m-am pus să aleg melodiile pe care să le pun, să vorbesc printre ele. Mă, și-am dat de o melodie, am ales-o, o melodie care vorbește, vorbește fix despre treaba asta, despre insuficiența omului, care vorbește cu Dumnezeu și zice, păi, eu ce am să-ți aduc, Doamne? O, niște cuvinte pline de slavă dintr-o inimă plină de îndoieli. Deci asta eram fix eu în momentul ăla. Foarte multe dubii și... Băi, am citit versurile, o ascultam, am rupt plânsul. Deci am început să plâng, fai de capul meu, de fericire, evident. Și, ok, am dat înainte, trec la următoarea melodie și aia parcă, parcă era pentru mine. Deci parcă versurile alea erau pentru mine și dă și plâns, din nou. <laughs> și continuam să scriu, să pregătesc emisiunea, între timp intră cea care, pe care am ales să o difuzez. Și am o aplicație unde văd câte lume intră și am văzut că lumea intră să asculte. Fai, dă în plâns total. <laughs> și Păi, aia era unul din momentele în care spuneam mai devreme, venea să mă urc pe pereți de bucurie. Și am văzut cum Dumnezeu schimbă de la o zi nasoală, foarte nasoală, la într-o stare excelentă. Deci, ziua aia rămâne acum pentru mine, o am acolo în memorie și mă bucur de ea, o mai povestesc. E un exemplu în care, efectiv, Dumnezeu te ia varză cum ești și schimbă tot ce e în tine. Și mi-am dat seama că Uh, perfecționismul ăsta în care mă nu e ok, trebuie să schimb, uh, virgula nu e bună, trebuie să modific cuvintele, mamă nu e bine, e bine să-ți vezi slăbiciunile și e foarte bine să ți le vezi, dar dacă rămâi doar la asta, uh, e nasol și ai mândrie, știi? Pentru că toată atenția ta deja nu mai e pe Domnul Isus, nu mai e pe ce a făcut El pentru tine, e pe ce faci tu. Și, mamă, eu nu fac bine, trebuie să fac mai bine. Nu e ok să fie așa. Dar când îți vezi toate slăbiciunile și apoi spui, Doamne, eu zvarză, ăsta-s eu, folosește tu lucrurile astea pentru tine, pentru slava ta, atunci totul e frumos. Și continui să înveți lucrurile astea. Și e clar că Dumnezeu răspătește o inimă care vine înaintea lui în sinceritate, în, poate în vulnerabilitate și spune, Doamne, nu pot să fac emisiunea asta așa cum mi-aș dori să o fac, dar o fac pentru tine. Așa cum nici eu ai la, la prisme, nu fac totul la superlativ pentru că încă învăț. Dar ce facem, o facem pentru Dumnezeu și vedem cum Dumnezeu răsplătește lucrul ăsta. Și eu învăț, învăț că viața asta alături de Dumnezeu nu este liniară. Uh -huh. um, e un grafic care are foarte multe curbe și de, de multe ori cele descendente sunt mai dese decât cele ascendente și poate sunt mai mai adânci decât cele ascendente, dar cred că trendul, dacă ne uităm așa din spate, e către sus și vedem cum Dumnezeu lucrează, și prin momentele astea de slăbiciune, și prin momentele în care vrei să renunți la tot, și apoi Dumnezeu îți vorbește, vedem cum el, el lucrează și ne întărește și vrea să ne crească. Da, clar. Deci, știi, am vorbit foarte mult despre împlinire și fericire, știi, și. Fericirea pe care o găsești în Dumnezeu și doar acolo. Dar, da, cum spuneai, asta nu înseamnă că toată viața vei umbla pe niște nori, ești în alt univers, nu ești conștient de ce se întâmplă. Nu, e suferință și uh, va fi, cu siguranță, suferință și <laughs> cine nu trece prin asta, știi. Dar uh, când treci prin asta de mână cu Domnul Isus, cum spuneai tu în episodul trecut, e altceva. și... Știi că Biblia vorbește despre uh, suffering yet always rejoicing. Știi, uh, există bucurie și în suferință, se poate. Foarte frumos ai spus și hai să <coughs> lăsăm asta ca o, ca o concluzie a episodului ăstuia și mai ales a episodului trecut cu, cu Delia. Uh, sper că ascultătorii s-au bucurat să te cunoască, să cunoască omul care de cele mai multe ori stă în spatele camerelor. Uh, dacă vreți să-l auziți pe Sabin vorbind despre experiența lui cu Dumnezeu, vorbind despre muzica pe de care o ascultă și să descoperiți piese noi, stiluri noi, trupe noi, pentru că știe foarte multă muzică și îi place să descopere, puteți să-l auziți miercuri seara de la 8, nu? Okay. Și joi de la 11. Mulțumesc că ai ales să petreci cu noi aici două ore, să ne împărtășești din experiența ta. Sper să fie o încurajare pentru toți tinerii care își caută fericirea. Tu o perioadă ți-ai găsit-o în anumite lucruri, dar când ai ajuns într-un moment de maturitate ai văzut că e doar superficială. Uh -huh. Sper să fie o lecție vie pentru, pentru toți care ne ascultă. Um, am o curiositate dacă un ascultător vrea să te provoace la un 1 la 1 la baschete Răsp Răspuns favorabil. Da, Olin, mă bag. Nu, nu ți-e frică? A, nu. <laughs> și... <laughs> da, nu cred că aș putea să refuz asta. Și... Nu cred că mintea mea conștientizează că am șanse să pierd acum. <laughs> Mulțumim, Sabi. Cu drag. Deci, deja simt că abia am început și mai vreau... <laughs> Poate cu altă ocazie. Cu siguranță te mai așteptăm și cu alte ocazii. Acum... Îți urez succes la editat episodul <laughs> ăsta. Îți mulțumesc pentru toată treaba pe care o faci în ce privește editarea video-audio. Ești o mare parte din producția podcastului ăsta. Îți urez să ai emisiuni inspirate la Beat -overship. Cu multă plăcere, și mulțumesc foarte mult. Sper să fie de folos. Dragi prieteni, acesta a fost episodul al șaptelea din Prisme. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi, vă mulțumesc că ne urmăriți și că ne susțineți în tot ceea ce facem. Ne revedem ca de obicei săptămâna viitoare, luni, la 8 seara, cu un nou episod, Fără COVID. Eu sunt Daniel Cristoveanu și vă mulțumesc că sunteți alături de noi.